avem probleme speciale. Intenția președintelui PLR Giurgiu Toma Petcu de a candida pentru funcția de primar al municipiului a fost confirmată astăzi de purtătorul de cuvânt al organizației județene, Ionel Muscalu, într-o conferință de presă. Acesta a precizat însă că nu este vorba despre o decizie oficială luată în structurile de partid. A apărut deja și în presa locală că Partidul Liberal Reformator are ca și candidat pe domnul Toma Petcu. În ceea ce ne privește și în ceea ce privește discuțiile pe care le-am avut în ședințele noastre aici la partid, nu s-a stabilit încă cine va fi candidatul nostru, dar sigur că și domnul Toma Petcu își dorește să candideze la această funcție de primar, însă noi am stabilit și ne vom ține de cuvânt că vom face un sondaj în care vor participa mai multe persoane din partid și în urma acelui sondaj vom stabili cine este candidatul cu cele mai mari șanse pentru a candida la funcția de primar. Ionel Muscalu a mai declarat că PLR-ul nu are încă liste de candidați pentru că este prea devreme pentru stabilirea acestora, dar și pentru că, mai spunea Ionel Muscalu, constituirea unor astfel de liste încă de pe acum ar provoca tensiuni între membrii partidului.